Marius Soreață, afaceristul bogat susținut de liberali la primăria Bogdan, a obișnuit să comande muzica dacă el plătește, a încercat să profite electoral de sponsorizarea făcută la școală pentru activitățile din Săptămâna Verde. Candidatul liberal a adus la școală mai multe pachete cu dulciuri pentru copii, în care a strecurat și materiale de propagandă electorală. Directorul unității de învățământ susține că pachetele au fost aduse în școală fără știrea sa. Ce implicare are candidatul și cum a reacționat școala? Da, în cadrul săptămânii, în cadrul activităților din Săptămâna Verde, am realizat la școală activități de încondere a orelor și activități, un atelier de realizat din peturi, din materiale reciclabile, împreună cu asociație Art and Hobby Studio din București. Această asociație a venit la noi la școală printr-un contract de sponsorizare cu o firmă. Eu, ca și director, nu am permis în cadrul școlii activități cu conotație politică, nicio implicare a niciunui candidat de nicio culoare politică. Tocmai de aceea, în cadrul zilei de luni, la școala noastră s-a deplasat unul dintre candidați, având asupra lui niște pachete, da? Iar eu, în calitate de director, nu am permis ca în incinta școlii să se desfășoare așa ceva. Tocmai de aceea i-am poftit cu pachetele în afara școlii. Lucru care l-au și făcut, l-au dus la mașina personală, în afara școlii nu mai era treaba noastră. Candidatul liberal a ținut să-și afișeze generozitatea pe rețelele sociale, unde au apărut și imagini cu pachetele oferite copiilor, unele chiar în curtea școlii. Pentru un punct de vedere l-am contactat pe Marius Soreață, care ne-a spus că nu are timp pentru declarații.